Accidentul s-a întâmplat pe bulevardul Ice Brătianu, în dreptul oficiului poștal. Femeia de 58 de ani se angajase în traversarea străzii când a fost lovită de un autoturism. A fost pe trecere? Da, nu, dincolo de trecere, o luase din pe trecere, trecuse. Da, era pe trecere când a lovit o mașină. Da, pe trecere, sigur că da. Păi chiar dacă era la un metru de trecere mai încolo, tot avea, era dreptul tuturor. Sigur că da. Conducătorul auto care a provocat accidentul a sunat la salvare. Bărbatul spune că de 30 de ani de când are permisul auto nu a mai trecut printr-o astfel de situație. Am trecut pe așa, era unul în fața un șofer, eu m-am grăbit să ajung la Matei Vasilescu, după aceea m-am spital la copii și s-a întâmplat. Am adus cu oglinda laterală, femeia era o jumătate de metru peste trecerea de pietoni, nu era chiar pe trecere. Am făcut-o și cu asta, ce să faci? E primul accident în viața mea. Femeia lovită pe trecerea de pietoni a fost transportată la spital pentru investigații medicale. În urma accidentului, persoana de sex feminin a fost rănită și transportată la Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin pentru efectuarea de investigații medicale. Este o femeie de 58 de ani, este în stare relativ bună, cu un traumatism craniocerebral acut închis, cu un hematom occipital. Conștientă am găsit-o, trecea pe trecerea de pietoni și asta a fost să se întâmple. Nu știu, graba, neatenția. Conducătorul auto ar putea fi tras la răspundere pentru vătămare corporală din culpă.